În aceste zile, credincioșii se află în săptămâna luminată, zile în care slujbele în biserici se țin cu ușile larg deschise, iar toate cântările și citirile din această perioadă fac referire directă la învierea din morțea Mântuitorului. În săptămâna luminată, zilele de miercuri și vineri sunt zile cu harți, este dezlegare la pește, iar până la Rusalii nu se fac metanii, ci doar închinăciuni. Marțea din săptămâna luminată poartă numele de Marțea Albă și este impusă drept zi nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat. Femeile din multe zone rurale dau de pomană în această zi pască rămasă de la Paște și vin roșu. Miercurea din săptămâna luminată poartă numele de Sfânta Mercurie. Bărbații se duc să muncească la câmp, însă femeile nu au voie să muncească, deoarece, potrivit tradiției, a munci de nunta șoarecilor echivalează cu a aduce rozătoarele în casă și a te lipsi restul anului de bucate pe masă. Joia din săptămâna luminată poartă numele de Joia Verde, o zi în care se cinstesc holdele, grădinile și grânele. Cine muncește în această zi, aduce asupra casei nenorocul, seceta și dăunătorii înlivezi. Joia Rea, cum mai este denumită această zi, cere un ritual al morților. 44 de găleți cu apă sunt cărate de o persoană, două lumânări se aprind la toate cele patru capete, iar apa, astfel sfințită, se varsă apoi în fântâna din curte. Vinerea din săptămâna luminată poartă numele de Vinerea Scumpă sau Fântânița. Biserica sfințește din nou fântânile după slujba de seară. Este sărbătoarea izvorului tămăduirii. Vinerea Scumpă este în contrast direct cu Vinerea Neagră sau Vinerea Mare de dinaintea Paștelui. Legendele spun că Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar în Vinerea Scumpă, căci acea apă era dătătoare de viață. În tot acest timp, creștinii ar trebui să se salute cu urarea Hristos a înviat și de la înălțare, Hristos a înălțat, urmată de răspunsul adevărat a înviat și adevărat s-a înălțat.